La împlinirea celor 100 de ani de viață, veteranul de război Costache Chitic din Piatra Neamț a fost aniversat de familie, dar și de reprezentanții ai primăriei și ai Asociației Veteranilor de Război din județ. Din partea veteranilor de război aveți două diplome de excelență. Încă două diplome îți mai dă, tăticule, de la veterani. Domnul Chitic, așa cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani. Hai să batem din palme și să batem numai mult. Sănătate! Cu decorație de asta frumos, cu ce comemorativă. Liceului de pe mi-a dat gradul de prizonier. Iată că domnul colonel vă dă și o cruce comemorativă. Crucea comemorativă ți-o pune domnul colonel în piept. Uite aici. Și când merge noi, mă, când o vedeți, bă, ce ăsta fără război, bă, hai să ne înclinăm în fața lui. Ce exemplu mai viu sau cine ne-ar putea spune mai multe despre acea perioadă decât cei care fac parte din această categorie. Cei care au fost pe front, care au fost răniți, care chiar au dat jertfă de sânge, cei care erau cu gândul la țară, la părinți, la iubită, cei care au suferit înfiorător ani de zile în al doilea război mondial și care au văzut orori pe care noi, cu toate documentarele care le vedem, nici nu le putem imagina. Cei care suntem mai conservatori, cei care suntem mai pacifiști, în timp ce urmărim aceste documentare, spunem Doamne ferește. Dar numai cu Doamne ferește, fără această categorie de oameni, nu se știe ce soartă ar fi avut și România, și Europa, și întreaga planetă. Îi doresc la mulți ani să dea Dumnezeu să fiți sănătos, să vă bucurați în continuare de copii și copiii, nepoții, strănepoții, să se bucure de dumneavoastră și să dea Dumnezeu toată familia dumneavoastră și sper eu că începând de astăzi, inclusiv orașul Piatra Neamț, cu ocazia acestei reamintiri, să fie mândri că au avut în familie așa o persoană și așa un om grozav, curajos și viteaz ca dumneavoastră. Dați-mi voie să vă pup cu tot dragul. Să fiți sănătos! Să fiți sănătos! Să fiți sănătos! Să fiți sănătos! Iată-te, doamna! Așa o frumos de craie! Aveți aici o diplomă și din partea primăriei și un mic dar. Cuprins de emoție, sărbătoritul și-a amintit perioadele grele prin care a trecut în timpul războiului și a ținut să mulțumească pentru cadourile primite. Îs pierdut de atâtea amintiri de suferință pe care nu știu prin ce minuni am scăpat cu viață. Dar acum te bucuri că e sărbătorit așa și ești filmat? Te bucuri? Da. Te bucuri? Da. Costache Chitic, un om, un veteran de război care nu reprezintă doar un secol trecut într-un buletin. E vorba de 100 de ani de viață, cu bucurii, cu necazuri, cu împliniri, cu momente vesele sau triste, o viață lungă, la care majoritatea dintre noi nici nu avem curajul să ne gândim. La mulți ani, domnule Costache Chitic!